Un bebeluș rănit suficient este un bebeluș care se dezatașează de la sân singur. Un bebeluș rănit suficient refuză mâncarea. Există mișcări de lateralitate ale capului prin care refuză lingurița în cazul copilului diversificat. Și mai e ceva. Există și copilul de 8-9 luni care spune nu, nu. Și o spune atât de sugestiv încât nu-l mai forțezi. Din păcate, ca să știm că refuză alimentația sau că s-a săturat, avem nevoie să fim și noi foarte atenți, pentru că dacă noi ne uităm la televizor și încercăm să alimentăm copilul, s-ar putea să-l pierdem momentul. Supraalimentarea copilului, pentru că cineva va obosi în relația dintre cei doi, mama care încearcă cu orice preț să-i dea tot bolul, ca să fie fericiți adulți în general, și copilul care refuză cu obstinență, până la urmă s-ar putea ca acel copil să cedeze, să mănânce mai mult decât trebuie și, din păcate, să devină un obicei prin distensie abdominală și o poartă periculoasă de intrare spre obezitate. Supraalimentația, de cele mai multe ori, vine din insistența absolut exagerată a părintelui ca acel copil să termine bolul pe care părintele consideră că ar fi necesar. Nu copilul. Copilul știe foarte bine cât să mănânce. Important este ca noi să fim în stare să percepem acceptul lui, să respectăm acest drept al copilului de a refuza și să nu încercăm să-i demonstrăm că noi suntem mari și puternici și el este mic, neputincios și obligat să se supună, pentru că filozofia vieții lui va fi una praf. Și, din păcate, noi o să fim singurii culpabili. Să ne aducem aminte că și noi am fost forțați, poate, să mâncăm și am vărsat imediat după masă. Să ne aducem aminte că, poate, nu toate alimentele ne-au plăcut și să nu încercăm să impunem copilului ceea ce el refuză, pentru că va păți exact ce poate am pățit și noi la vârsta lor și toată viața va rămâne cu un dezgust profund de ideea de a mânca un anumit aliment, dacă nu chiar mai multe.